Dragi ascultători, în ultimul videoclip despre Ionatan, am vorbit despre faptul că el a fost atât de bun încât a urmat voia lui Dumnezeu fără să țină cont de propriile sale dorințe. Astăzi vom vorbi despre a doua manifestare a bunătății lui, și anume, el proteja pe cei dragi de comiterea păcatului. Iată, necătând la amenințările tatălui său Saul, Ionatan totuși încerca să-l salveze de păcat, convingându-l cu insistență să refuze de a-l omorî pe David. Necătând la păcătoșenia lui Saul, Ionatan a iubit pe tatăl său din toată inima. El încerca din nou și din nou să-l convingă să nu păcătuiască mai mult decât a păcătuit deja. El făcea aceasta știind că tatăl său îl va urî și el va avea necazuri din pricina acestui lucru. În vremurile străvechi, slujitorii devotați, care își iubeau domnitorul din toată inima, nu ezitau să dea sfatul regelui, arătându-i greșelile, chiar dacă după aceasta va urma moartea lor. Însă slujitorii vicleni și înșelători se gândesc dinainte ce să spună și ce să facă în funcție de propriile interese și comodități. Și ei nu încercau să-l ajute pe rege ca să meargă pe calea cea bună. Dragi ascultători, când vedeți că părinții, frații și surorile voastre sunt pe calea care duce la moarte, atunci cât de mare ar trebui să fie eforturile voastre pentru a-i îndrepta pe calea vieții? Cât de tare ar trebui să-i rogi să urmeze calea vieții și a mântuirii și să te rogi pentru ei din toată inima, arzând din dragoste pentru ei? Iată, ai continuat oare tu să-i iubești și să te rogi pentru ei cu o inimă neschimbătoare, chiar dacă te-au persecutat, poate, sau în loc să accepte vestea cea bună, te-au batjocorit? Poate s-a întâmplat că ai neglijat oportunitatea de a schimba ceva și ai dat dovadă de neglijență cu privire la îndatoririle tale față de ei. Același lucru este valabil și pentru structurile bisericești sau organizațiile misionare din care faceți parte. Ce ai făcut când ai văzut pe prezbiterul tău sau conducătorul tău comițând poate nelegiuiri? În primul rând, dacă îl iubești și îl stimezi, nu ar trebui să vorbești despre aceasta cu alții și să bârfești despre greșelile lui. În cartea Proverbe, capitolul 17, cu versetul 9, se spune: cine acoperă o greșeală, caută dragoste, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Iată, ce în acest caz ar fi o acțiune bună? În primul rând, ar trebui să spui cu îndrăzneală adevărul, fără teamă de pierdere. Ar trebui să ai înțelepciunea bunătății de a-ți sfătui prezbiterul sau liderul, fără a-l jigni sau a-ți neglija datorie. Adevărul cunoaște adevărul. Dacă dai sfaturi cu bunătate, dragoste și disponibilitate de a sluji, atunci nu vei jigni și ei vor asculta cuvintele tale. Și dacă ai împiedicat păcatul prezbiterului, tovarășilor, fraților sau surorilor și i-ai făcut să trăiască în adevăr, atunci prin bunătatea ta vei câștiga suflete și vei fi răsplătit în ceruri. În epistola lui Iacob, capitolul 5 cu versetele de la 19 și 20, scrie: fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a preveni actele păcătoase ale celor dragi sau ale fraților și surorilor în credință și să-i convingem de nevoie de a trăi în adevăr, și aceasta pentru că îi iubim. Trebuie să spunem cu îndrăzneală, fără rușine, care este buna voia lui Dumnezeu și să dăm un exemplu care să confirme tot ceea ce vorbim. Însă, chiar și după ce am făcut toate acestea, noi nu trebuie să ne simțim satisfăcuți de ceea ce am făcut și să încetăm, ci trebuie să continuăm să ne rugăm pentru fiecare dintre ei fără oprire. Noi trebuie să dovedim, de fapt, dragostea noastră pentru ei. Clar că uneori unii dintre ei continuă să păcătuiască, deși noi facem tot posibilul pentru a-i ajuta să trăiască în adevăr. Însă atunci noi tot nu trebuie să-i uităm, ci să medităm și să întrebăm pe Dumnezeu ce mai putem face pentru ca ei să găsească harul iertării și al mângâierii. Dragi ascultători, a face totul pentru a împiedica pe cei dragi să cadă în păcat și a nu-i lăsa pe calea greșită, așa cum a făcut Ionatan, indiferent de propriile pierderi, aceasta este bunătate. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să avem inimi bune și curajoase pentru a putea practica astfel de bunătate. Vă doresc sănătate și pe curând!